Uitați-vă cum la Doina îngroapă oameni. Bătaie de joc. Un câine așa n-a lângroi. Sigur, ele sunt în original, le am în telefon, le păstrez, dar pur și simplu ieri când am văzut că știre care a apărut pe Point MD a făcut o știre falsă, fiindcă a spus că s-a făcut de la un lucrător de acolo, de la cimitirul Sfântul Lazar. Dar asta nu-i drept, fiindcă filmarea aceea am făcut-o noi și noi nu suntem lucrători de la dânsă, înțelegeți? Ei spun că e un fost lucrător care se răzbună cumva. Da, dar asta nu are nicio legătură. Fiindcă noi am fost la locul de față, că i-am făcut ridicarea lui tata meu. Păi și cum i-ați făcut ridicarea dacă luni. El era... Dacă ziceți că el era în cutie aceea de lemn răsturnată pe o coastă într-un șanț. Domnul Oleg, ridicarea tata meu este îngropat alături, că să mă înțelege. Am înțeles. Noi am aflat peste 3 luni. Cu ocazia asta erați acolo. Da, și soțul meu a trecut, nu spun minciuni, s-a dus la liceu. Și când a trecut pe lângă șanțul și ala, o văzut să crie udat. Era o leacă departe, dar când s-a apropiat, era un miros incredibil, nesuportător. Nu știu, asta nu mă trebuie să vedeți. Dar... Deci, miros de toaletă, era dacă ziceți că a fost la WC, era... sau miros de putrefacție, de cadavru? Miros de cadavru era. Nu puteai sta acolo și foarte multe mușchi se îngrămădeau la sicriu și ala. Și acolo încă în video care v-am trimis Sâlca. Acolo se spune că Patrici că s-aruncate niște scânduri, nu știu cum, dar asta nu-i drept. Poate soțul mătușii mele nu a spus multe cuvinte, el a filmat așa fugitiv, fiindcă noi deja plecam de acolo. Și a spus numai că așa nu se îngroapă nici animale. De acord. Deci pe video se aude și atitudinea asta. Și asta e într-adevăr. Acolo e secret și nu s-au aruncat niște scânduri, așa cum a spus administratorul la cimitirul. Am înțeles, am văzut că cineva mai comenta pe acolo. Și că un lucrător de-a lor și că se răzbună. Am văzut că cineva... Da, de atâta că... Acolo eu vă spun că am fost și am ridicat lui tata meu și adică am făcut tot ritualul care poi ce sunt ăsta să cum să vă lămuresc corect. Eu nici nu știu, tata meu îngropat acum, adică ne apar foarte multe semne de întrebări. Dacă așa lucrătorii ăștia de la cimitirul Sfântul Lazar care se îngroapă cu persoanele neidentificate, eu acum stau și mă gândesc, oare i-am făcut secretul și ala lui tata meu sau acolo în genere poate îngropată o femeie sau nu știu cine. Adică, nu știu cum să mă exprim corect, dar în limba rusă, na proizvol судьбы, dacă mă înțelegeți. Dar cum s-a întâmplat cu tata să fie îngropat de către stat? Tata meu s-a dezis de familie, s-a întors spatele de la noi și adică o divorțat de mama mea, de mine nu vrea să mai știe și a ajuns om de stradă. Am înțeles. Și
peste un timp oarecare, adică el a decedat pe data de 30 aprilie. Și noi am aflat, adică nu noi, bunica mea lucrează infirmier la policlinică militară de la telecentru. Și acolo au aflat după luna aprilie asta, undeva după 3 luni de când a decedat. Au aflat că, adică bunica lucrează de foarte mulți ani la policlinica dată. Și îi spune o doamnă de la registratură că da, Gaibu Igor nu-i ficiorul tău. Dar e bunica spune că da, e ficiorul meu. Și când se duce să vadă că doar acum toate datele astea sunt computerizate, adică nu sunt pe hârtie, pe nu știu ce, tot e prin computer. Și când bunica se uită, acolo scrie că persoana cu numele și cu numărul de identitate e decedată. Și de atunci am început căutările. Și nu l-am mai găsit pentru vii, desigur că l-am găsit că e decedat. Și administrația cimitirului v-a arătat un loc, un stâlp și au zis, iată aici e înmormântat. Da, noi am dat numele, am fost la, cum se cheamă, nu la informații, la cimitirul Sfântul Lazar, la... administrație. Da, la administrație. Și acolo am achitat o sumă, că adică să-mi dăi careva informații despre numele lui tata meu. Că adică noi știem de la morgă că tata a decedat la spitalul de tuberculoză la Grenoble. Câți bani v-a cerut administrația pentru informații? Noi am achitat 30 de lei, dar eu nu știu dacă asta... adică nu e mult, nu pot să zic. Dar nu știu... dacă trebuie să achităm noi asta. Dacă nu v-a dat niciun bon, atunci sigur nu trebuia. Dacă v-a dat o dovadă. Nu, bon mi-o dat, bon mi-o dat. Tot zis că dacă vreți informații, dar mai pe scurt, nu-i vorba între ăștia 30 da, de lei. Da, poate fi un tarif oficial. Dar noi la doamnă am fost, am întrebat-o și ei mi-au spus că iactă se află în quartalul dat, numărul la rând, numărul 12 și dăm numărul pe stâlp cel din lemn care scrie. Deci pe stâlpi cei apar numere doar, nu și numele, chiar dacă administrația știe numele. Nu, doar numele, doar numărul. Chiar dar administrația... noi când căutam, era și pe unele era scris numele, dar pe unele numărul, pe majoritatea era scris numărul. Și noi totuși l-am găsit numărul care trebuie nou, dar întrebarea e că nu știm acum, nu suntem siguri, adică e persoana aceea acolo înmormântată, ori e altă persoană. De atât după video ăsta, după imaginea aceea care am văzut-o, adică i-am fost și am la tata meu la cimitir, i-am pus... cruce, i-am făcut mormântul deasupra, dar când la urmă, la plecare deja de la cimitir, am văzut soțul, o atras atenție la că acolo sunt niște șanțuri care le faci cu excavatorul, da? Și adică să aruncă cadavrul acolo și atât, dar măcar să-l astupi cu pământ deasupra, dar secriul și ăla nu era astupat. Și când m-am apropiat cu doi pași mai aproape, eu mă înădușam, nu putem răsufla. A, deci ai văzut și dumneata asta, nu numai... Da, dar nu numai eu, a fost și bunica, și mătușa, noi am fost mai mulți acolo. Asta se întâmpla săptămâna asta? Da, luni noi am fost, nu știu exact ce dată, dar luni am fost. Și deodată am început video ăsta să-l postez, dar când am văzut că a ieșit știre falsă, m-am îndiop și m-am indispus cu totul, dar mi-au apărut cu tot mai multe întrebări, că de ce nu are grijă status, inhumează oamenii cât de cât normal, măcar să-i astupi cu pământ, dar nu să lese așa ea în cadavru, măcar că e în secriu. Tata meu în genere... De la poliție am aflat că era îngropat cu pielea goală și în sac, în sac, da.
Da, de unde știe poliția chestia asta? Ce ați solicitat investigații, să facă exhumare? Desigur, desigur, noi am, nu, la descumare n-am ajuns, dar de-am cu imaginea care am văzut-o, sper că mă tincă să ajungem și la descumare, dar pur și simplu a trecut mult timp de la decesul lui tata meu. A Jumătate trecut de an, mult. oricum, se poate face deshumare și după mulți ani și după un secol, ca să se vadă în ce condiții a fost înhumat și eventual, după probe biologice, test ADN, să se vadă dacă e tatăl dumneavoastră sau o persoană străină. Și atunci scandalul e și mai mare, că nu se duce evidența deloc. Mulțumesc pentru încredere și pentru mărturie. Am înregistrat ce am Da. discutat noi ca să facem public și să afle lumea că administrația... Chiar eu sunt de partea adevărului și nu doresc la nimeni. Iată chiar și sicriul cealaltă care îl vedeți dumneavoastră în imagini. Apo, poate acum omul și ala, poate tot s-o dezis de familie mare, multe întrebări poate fi, că nici noi nu știm răspunsul, dar peste un timp oarecare, poate omul cealaltă sau femeia aceea a să aibă un neam, ceva și a să vrei, adică a să ducă să fac, nu știu, să aibă grijă de mormânt cel puțin, altceva, nu știu cum să spun. De acord. Și adică acolo, cum i-a aruncat el în groapa aceea, nici nu se știe, ei femeie, ei bărbat, cine acolo. A să-i pui un stâlp cu un număr, nu știu de-a cui, și tu, e ca cum și eu, mă duc acolo și cu gândul că-i tata meu, dar din coace nici nu știu cine oare acolo. Și problema era că sicriul nu era pe spate, ci era răsturnat, așa, ca aruncat. Era răsturnat, nu era cu pământ deasupra și plus la asta, măcar oamenii care ne identificați și ruda care se găsește până la urma urmei, vrea să-l caute. De acolo nici tu stâlp cu numărul cealaltă, nici cu numii la omul care e înmormântat acolo. Cum adică? Cum? Eu dar nici nu știu Am cum înțeles. să divulg tot. Și mă doare în suflet. De acord. Mulțumesc foarte mult pentru mesaj, pentru apel. Ținem legătura dacă aflați ceva nou, neapărat să ne informați Da, și noi da. dacă aflăm ceva. Mulțumim frumos pentru atenția dumneavoastră și pentru timpul care ne l-ați acordat. Salut! Că, sincer, vă spun, eu adică vreau ca fiică să mă adresez și la Vorbește Moldova, la emisiunea asta, de atâta că eu privesc zi de zi și știu că multe cazuri se rezolvă, dar nu știu, încă n-am ajuns până la emisiunea asta, că m-a sfătuit să mă adresez la dumneavoastră. Mulțumesc. De la noi o să afle și cei care fac alte emisiuni, pentru că suntem un post de alternativă la care se uită televiziunile și se inspiră.